versurile următoarei cântări descriu starea noastră a fiecăruia, așa cum am fost înainte să-L fi întâlnit pe Domnul. Ascultați, eram pierdut, eram căzut, eram trist și apăsat. Trăiam o viață de suspin, trăiam o viață în păcat. Timpul și averea o cheltuiam cu lucruri fără de folos, dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea ta mi-a dăruit. Eram pierdut.
ci se merită să îl lăudăm o veșnicie întreagă. Veșnic îl voi lăuda.
ea colecta, darul de plănești de bunăvoie, este adresată în special membrilor bisericii, așa că dacă nu sunteți membrii bisericii, lăsați treacă pe dinaintea voastră acel săpuleț în care se colectează banii, nu este nicio problemă. Și pentru înviorarea noastră, haideți să dar aceasta să stăm cu toții în picioare, pentru că după cântare și după colectă, va urma Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul pe copilului de fratele. Amin. Thank you.
cerului.